Pastilla da fisico. Putere meccanico. Care dintre cei doi sportivi este mai puternic? Cum putem stabili acest lucru? Chiar dacă sportivii efectuează același lucru mecanic, puterea depinde și de timpul în care este efectuat acest lucru mecanic. Puterea mecanică este raportul dintre lucrul mecanic efectuat și timpul necesar efectuării lucrului mecanic. Dacă corpul se mișcă cu viteză constantă, puterea mecanică se poate calcula ca produs dintre forță și viteza corpului. Unitatea de măsură a puterii mecanice în Sistemul Internațional de Unități este Watt. Altă unitate de măsură utilizată este cal puterei, adică puterea necesară ridicării unui obiect cu masa de 75 de kg la înălțimea de 1 metru într-o secundă. Un cal puterei este egal cu 735 de W. Calculează puterea dezvoltată. Lucrul mecanic este produsul dintre forță și deplasare, adică 60 de joule. Puterea mecanică este raportul dintre lucrul mecanic efectuat de om și timpul necesar, adică 20 de W. Puterea mecanică este definită prin raportul dintre lucrul mecanic efectuat și timpul necesar efectuării acestui lucru mecanic. Dacă viteza este constantă, puterea mecanică se poate calcula ca produs dintre forță și viteză. Puterea mecanică se exprimă în W.